Național militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, conduși de capitanul Victor Rusan. Activitatea colegiului a fost și este sinonimă cu performanța, iar rezultatele obținute de elevi l-au poziționat printre cele mai bune instituții de învățământ militar și civil din țară. Urmează un detașament în uniforme de epocă asigurat de studenții ai Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, comandați de majorul Claudiu Vesa. Studenții sunt echipați cu ținute militare din perioada Marelui Război, mai exact ale brigăzii 7 infanterie și 2 vânători și artilerie. Urmează reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Blocul de defilare al MAI este condus de comisar șef de poliție, dr. Liviu Gabriel Dumitru, directorul școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, urmat de garda drapelului. Defilează în continuare detașamentul școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Unitatea de elită a Poliției Române, școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan, poate pregăti anual în sistem intensiv 600 de agenți de poliție. Și continuăm cu echipele canine din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Câinii care trec prin fața dumneavoastră sunt specializați în detectarea drogurilor, tutunului, explozivilor și urmei umane. Patrupedele defilează alături de conductorilor, polițiștii cu care se antrenează zi de zi. Câinii de serviciu sunt folosiți atât în acțiuni de însoțire patrulare, cât și la intervenții și pentru căutarea ori salvarea persoanelor dispărute. În continuare puteți vedea blocul de defilare al Jandarmeriei Române, condus de colonelul Sebastian Pițan, comandantul grupării de jandarmi mobile Cluj-Napoca. În fruntea detașamentului se găsește garda drapelului, echipată în ținută de reprezentare specifică perioadei interbelice. Urmează detașamentul de jandarmi, comandat de locotenent colonel Octavian Brândușan. Luptătorii acestei subunități operative sunt echipați pentru misiuni de luptă. Iar acum trece prin fața dumneavoastră detașamentul de jandarmi comandat de majorul Marius Crișan. Blocul de defilare este format din militari cu o vastă experiență în executarea misiunilor specifice, participanți la exerciții internaționale și la misiuni în teatrele de operații. Asta e fata, uite asta. A, blondă cu coadă. Urmează detașamentul școlii militare de subofițeri jandarmi Petru Rareș din Pălticeni, comandat de plutonierul ajutant șef Cristian Țăbrean. În anul centenar, școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș din Pălticeni împlinește un deceniu de la înființare. Iar în cele ce urmează vă prezintă onorul blocul de defilare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, condus de colonelul Florin Zecheru, urmat de garda drapelului. Detașamentul de defilare este constituit din pompieri care încadrează echipe de stingere a incendiilor și echipaje scurt și este condus de sublocotenentul Covaci Cătălin. Sunt oameni care în fiecare clipă duc lupta cu secundele pentru salvarea vieții semenilor. Urmează detașamentul Serviciului Român de Informații, condus de colonelul Marius Pandelache. Blocul de defilare este constituit din luptători ai brigăzii antiteroristă, structură prin care SRI își exercită rolul de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Iar acum defilează un detașament format din funcționari publici ai penitenciarelor Aiud și Gherla. Comandantul dispozitivului de defilare este comisar șef Vlad Suhoverski, șef al serviciului regim penitenciar. Militari, bravo! Bravo! Iar în cele ce urmează ne pregătim să vizităm
revizionăm mijloacele tehnice din dotarea Ministerului Apărării Naționale. Acum, uite! Locul de tehnică este comandat de colonelul Nicolae Oros, locțitorul șefului de stat major pentru sprijin al Diviziei 4 Infanterie Gemina, care va prezinta un transportor amfibiu vizitat de cercetare. Simultan, puteți vedea și o nouă trecere a aeronavelor forțelor aeriene. Colonelul Nicolae Oros a participat la trei misiuni internaționale în anii 2005, 2007 și 2011. La lungul carierei de până acum i-au fost acordate importante distincții militare, naționale și străine, între care amintim Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, emblema de onoare a forțelor terestre, emblema de onoare a statului major general și medalii NATO. Pentru început puteți vedea transportoare amfibii blindate de cercetare. Acestea se află în dotarea regimentului 317 ISR Plădeasa. TAC-C-79 de cercetare reprezintă un mijloc de luptă și transport cu o mare mobilitate și putere de foc. Transportoarele amfibii blindate de cercetare sunt echipate cu instalații contra incendiilor, cu capse pirotehnice și instalații de filtru ventilație împotriva prafului radioactiv, a substanțelor chimice și bacteriologice. Acest tip de transportor este dotat cu două mitraliere, una de calibru 14,5 mm și una de calibru 7,62 mm. În partea frontală a autovehiculului se află un troliu pentru autoscoatere. Acesta poate atinge o viteză de 85 de km pe oră pe uscat și aproximativ 10 km pe oră pe apă. Defilează în continuare transportoarea amfibii blindate P-33 Zimbru din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Caracteristicile tehnico-tactice ale transportorului îl recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, fapt dovedit în teatrele de operații, unde a fost și este folosit de către batalioanele din forțele terestre. TAC-P-33 Zimbru oferă protecție prin blindaja echipajului și desantului cu o mare mobilitate, fiind destinat folosirii în cadrul subunităților trupelor de uscat de infanterie motorizată sau infanterie marină. Continuăm tot cu tehnică din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Acum puteți vedea transportoarele amfibii blindate cu aruncător de calibru 82 de mm. Acestea asigură o bună protecție a echipei de servanță împotriva gloanțelor și schijelor, precum și protecția la trecerea prin zonele contaminate. Taburile cu aruncător de calibru 82 de mm sunt destinate sprijinului prin foc al unităților de infanterie, vorător de munte, de sand parașutare și alte formațiuni în toate formele luptei. Hai că acum vine amfibiul ăla. Vin mașinile! Urmează aruncătoarele de calibru 120 mm, tractate de autocamioane TAC-665T, de asemenea din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Eu? Este un mijloc de lovire care execută de regulă misiuni din poziții de foc acoperite. Execută trageri și pilotii. Na, da, ne țin tankuri. Mi se descarcă. Așa se. Batalionului 7 aruncătoare proiectile reactive general Vasile Danacu. Armamentul din dotarea unității este autopropulsat de calibru 122 de mm
și este considerat punctul de foc al diviziei 4 din 4 din 4. Mobilitatea ridicată a mijloacelor tehnice ale batalionului 7 aruncătoare proiectile reactive general Vasile Danacu, permite salturi frecvente, evitarea focului de contrabaterie, dar și reangajarea aceleiași ținte dintr-o altă poziție de lansare. Aruncătoarele autopropulsate de calibru 122 de mm pot lansa rachete nedirijate prin cele 40 de grupuri de foc la distanță maximă de peste 20 de km. Prin intermediul bateriilor de artilerie reactive, batalionul poate angaja ținte cu suprafețe mari, principalele misiuni repartizate fiind anihilarea numeroase tipuri de arme și neutralizarea mijloacelor de foc. Continuăm cu sistemul antiaerian Wernicon din dotarea batalionului 228, apărare antiaeriană Piatra Craiului din compunerea diviziei 2 infanterie Getica. Acesta poate combate ținte aeriene la joasă și foarte joasă înălțime, ținte terestre neblindate sau ușor blindate. Sistemul Wernicon se compune dintr-un punct de comandă tactic, unități de conducere a focului și tunurile antiaeriene. Are capacitatea de a urmări până la 20 de ținte care evoluează la distanțe de până la 28 de kilometri. Ce fain e asta! Iar în aceste momente puteți vedea o nouă trecere a formațiunilor de aviație. Principala misiune acestui tip de tehnică o reprezintă asigurarea apărării antiaeriene a obiectivelor și trupelor în toate formele luptei. Mașina de luptă este destinată descoperirii, recunoașterii și determinării coordonatelor țintei. Distanța de recunoaștere și descoperire ajunge până la 45 de km. Distanța de scoțire automată este de aproape 30 de kilometri. Iar acum trecem prin fața dumneavoastră auto specială de intervenție EOD de tip VAMTAC din dotarea grupului 3 EOD, structură dislocată în garnizoana Bistrița, subordonată diviziei 4 infanterie Germina. Autospeciala este echipată cu echipamente de protecție, neutralizare, observare și detecție a materialelor explozive. Aceasta este urmată de vehicule VAMTAC din dotarea batalionului 811 infanterie Dej. Autovehiculele VAMTAC sunt dotate cu sistem integrat de comunicații și informatică din batalion SICI. Sistemul este destinat culegerii, prelucrării și transmiterii, precum și stocării datelor pentru analiză, producere și reprezentare a informațiilor utilizate în procesul de comandă-control la nivel batalion. Săracu-i tremură! Sistemul de voce și date secretizate în acolo. Pentru digitizarea spațiului de luptă terestru.
Asta și-o rezumam, una de cap. Ce să facă? Urmează tehnica din dotarea forțelor pentru operații speciale. Vehiculele DIP-AMBIS sunt mijloace de luptă moderne, capabile să execute misiuni în orice condiții meteorologice și de relief. Acestea au în dotare mijloace de comunicații și armament de ultimă generație și sunt folosite atât pe timpul antrenamentelor din țară, cât și în misiunile în teatrele de operații. Vehiculele de luptă Humvee asigură militarilor mobilitate, un grad sporit de protecție și o mare putere de foc prin armamentul montat de calibru mare. Ai, Humvee-urile forțelor pentru operații speciale sunt urmate de tehnica comandantului comunicațiilor și informaticii. Locul de defilare este format din containere transportabile. Acestea sunt echipate cu mijloace de comunicații de ultimă generație, capabile să asigure fluxul de date de mare viteză. Băi, nici ce fel este acolo. Îi dă una cu antena aia, cu parabola aia, la drapă, să-i cap sărat. Ai vrut tank? E? De unde conduce la acolo? Tehnica forțelor aeriene. Contingentului polonez dislocat la Craiova în cadrul brigăzii multinaționale de sud-est. Militarii din Polonia se instruiesc cu transportarea amfibii blindate Rosomac. Acestea sunt dotate cu mitraliere de companie calibru 7,62 mm, aruncătoare de grenade automat calibru 40 mm și cutun calibru 30 mm. Transportoarele amfibii blindate Rosomac sunt folosite și în teatrele de operații, inclusiv în Afganistan. Ăla cu mână la ăsta și cu mâna la tuținea telefonul, bă, ce video. Bă, ce fain ești ăsta. Hai să zici că s-a rupt. După tehnica contingentului polonez, vor urmări detașamentele reprezentative ale Ministerului Afacerilor Interne. Ia te încă ăla face cu mâna. Pentru început, puteți vedea motocicletele din dotarea structurilor de poliție rutieră. Acestea sunt folosite în misiunile de prevenire a evenimentelor rutiere și salvarea de vieți,
în special pe autostrăzi, artere libre, circulate și în orașele aglomerate. Urmează autospecialele ce sunt folosite de polițiștii serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din Inspectoratul General al Poliției Române, misiuni specifice. Reprezentanții acestei structuri sunt cei mai buni luptători care intervin în situații de criză. Continuăm cu autospeciala CFRN din toată rezidenturilor de poliție județean Dolj. Aceasta este destinată intervențiilor în cazul accidentelor nucleare, chimice, biologice sau radiologice. Urmează tehnica din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Coloana este deschisă de autospeciale ce aparțin serviciului de acțiuni speciale. Acestea sunt folosite pentru intervențiile la evenimentele ce pot afecta siguranța publică. Urmează autospecialele poliției rutiere, folosite pentru supravegherea traficului rutier, intervenții la evenimente și misiunile de prevenire a accidentelor de circulație. De asemenea, puteți vedea autospeciale care sunt folosite în misiuni de patrulare și menținere a ordinii. Uite și asta, cum vede. Bravo! Trec în continuare ATV-uri ale Poliției Române. Acestea sunt folosite în misiunile ce presupun accesul pe terene accidentate sau în zone accesibile. Urmează autoutilitarele Centrului Chinologic Dr. Aurel Greblea din Sibiu, care sunt dotate cu echipamente ce permit asigurarea transportului câinilor de serviciu. Iar acum defilează tehnica auto a Jandarmeriei Române, care este deschisă de autoturisme folosite pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii și combaterii forțelor antisociale. În continuare trec autospecialele de intervenție folosite pentru definirea misiunilor specifice de... Ăștia-s polonezi. Roșu și alb. Dar deja s-a supărat, a schimbat viteză. Merg mai repede. Ăsta după el. Ce-o zis? N-avem prezentare, hai să mergem. Asta se alea amfibii. Să merg și pe altă. Să merg și noi. Adi, te-o lăsat în sine. Oi, vii motoarele! Sunt autospeciale de lucru cu și scumpă de capacitate medie și mare destinate intervenții de stingere a incendiilor. Și eu vreau de curgele la un moment. La CFRN cu remorcă de decontaminare destinată de intervenție salută, în accidentelor nucleare, biologice, chimice și radiologice. Ăștia nu-i saluta, că și-au prins să-mi iau carnetul. Autospeciala pentru scafandrii cu barcă și autospeciala de stingere cu apă și spumă de capacitate mică cu autoșenilată. Urmează mașina medicului de urgență și autospeciala de prim ajutor tipul motocicletă destinată deplasării rapide la locul intervenției a personalului medical specializat. Hai cu câinele, nu-i! Puteți vedea acum o ambulanță scurt destinată intervenției medicale de urgență alături de autospeciale de transport pentru victime multiple destinată transportului personalului la locul intervenției cu posibilitatea transportării unui număr de 8 victime. Parada tehnicii pompierilor este încheiată de caravana pregătită. Autospecială utilizată pentru pregătirea populației și pentru... Ăla cu dragul meu! Și câinele! Dar ăla cu dragul meu! ...pentru situații de urgență. Pus cu ăla, cu câine!
Aule, și acum tehnica aparținând serviciului român de informații. Autospecialele de intervenție contrateroristă au la bord câte 4 luptători cu echipamentul și armamentul din dotare. Aceștia sunt urmați de echipa de intervenție pirotehnică. Autospeciala arată așa de o remorcă destinată transportului dispozitivelor explozive în siguranță către locurile izolate în vederea distrugerii. În continuare veți putea vedea o formațiune de cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Defilarea detașamentului de cavalerie al jandarmilor este deja o obișnuință a manifestărilor prilejuite de Ziua Națională. Împreună, jandarmii și CAI execută misiuni de intervenție pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice cu ocazia competițiilor sportive și cu prilejul manifestărilor ce implică aglomerările. Sunt mândri, mă! La, că să fii și tu mândră de mine. Și încheie defilarea de Ziua Națională a României în anul centenarului Marii Uniri, detașamentul de onoare. Uite ce mâine aia dincolo. Ce? Aia dincolo, nici aia. Deci, dragonii transilvani, cum mai sunt cunoscuți infanteriștii de geni, sunt conduși... Ăla era Chio. Că sunt acolo. Uai, mamă, ce dragi este, uite acolo. Bravo! Adi, fii atent! Rapani! Bravo! La adresa securității și apărării naționale. Calitatea profesională a infanteriștilor de geni s-a reflectat în exerciții naționale și internaționale majore, precum și prin participarea la numeroase terapie intensivă mobilă internaționale în Afganistan, Kosovo. Uai! Travelul de luptă al unității a fost decorat cu numeroase distincții. Bravo! Bravo! Nu pot să înțeleg. Uai, ce faină! Poate-l vedem! Opa! Ce e asta? Brigada Antitero. Tu ești teroristă, Tanti. Dani! Uia de pompe! Pirotehnică, cum se numește? SRI-ul! Bravo! Ce-i Hristos? No! Încă, nici eruzată-i! Asta se uită după domnișoară, nu s-o să uite la oameni. Bine, cavaleria! Uai! Uai, ce cal fain! Ăsta primul, uite ce fain e! Toți-s la fel! Nu! Uai, ce fain e ăsta, fiate! Stă-ți, fiate! Scoate limba! Bravo! Bravo! Te cap căciuri! Uai, da, mă, că le îngheață. Ăștia negri soi. Altceva? Mai trebuie să vină. Gata. Ca